Autoturismul va fi tractat, se va debloca traficul și va suporta, asigurarea va repara gardul și copacurile celelalte va suporta conducătorul auto. Снимайте фуражку. Спасибо, Господи. Я там. Lasă-l, bă, te Da, mă, nu este curent. Acum sărim, fii atent aici ce se întâmplă. Deci fii atent, deci nu există curent. Săriți. În toate colțurile. Săriți. Știți? Săriți. Acum gata, deja ești pus în situație, poți transpira. Domnul Pop, deja transpiră degeaba. Deschide ușa. Deci nu mai ai, ai văzut că din moment ce am întrerupt curentul. Nu mai ai altă șansă. Ați întrerupt celălalt fir. Care fi? Bine, mă, dar o fire. Bine, mă, Pupică, din moment, dar nu te curenta. Îi pădea o fire. Tot s-o întrerupt. Nu e adevărat. Tot, tot, tot. O fire atât de urmă. A, bine, Pupică. Pune tu mâna. Dar pune mâna, vezi. Vezi că lovești copilul, mă. Am pus. Am pus, mă, nu. Domnule, dar nu vrem să vă discutăm ca și cu un om normal. Un ce te consider un om nu, normal. Domnilor. Nu, plecați. Adică deja ești gata, fii atent cum transpir. Nu contează. Lasă bota jos. Nu contează. Lasă bine acum. Te dau te mai ține inima, uite cum e. Asta uite pe el, deja e gata. Bă, nu știu ce mai lăsă cu bota așa. Nu mă, cum poți? Imediat. Vezi mă că ți-o spar capul. Du-te mă în casă, mă. Du-te în casă, mă. Nu e pică cu ușele lui și la mașină. Am uitat gata când ți-l-a spus, da? Și cam așa din forță dacă e cazul. Gata când ți-l-a spus, da? Bine. Aduce-ți niște apă. Aduce-ți niște apă. Nu că nu mai e. Nu mă spune. Nu mai e și mori aici. Lasă mori. Lasă mori. Nu ești de la care bai? Unde hai să fac o injecție? Hai să fac injecție. Nu lăsă că credem la treaba asta. Păi lua asta afară! În casă! Vreau să vadă de vază poliția, rămâne cu oamenii! Nu mai dă un copil! Hai, vreau să facem la bucur! Nu, cu casă, vreau să vedem! Hai! Te dă pe poliție, stai om!
Da, vă rog. Da. Am înțeles că a fost la restaurant. A venit de la restaurant. Haideți zice. Nu, nu vin la niciun restaurant. Da, sunt restaurant, la circulație. Veniți de la sunt serviciu? La circulație, da. Sunt la poliție. Da, da, sunt de patrulare. Nu vin la niciun restaurant. Da, chiar mirosit. Sigur, haideți domnule, ce dracu, facem. Aia va eu, lăsați că la nu fiu. Dar de ce nu accepta să vi se pună fiola? Nu accept, merg la sânge, eu nu accept. Lăsați că sun eu pe șeful, că știu și eu să... Nu, nu, stați. Lăsați că sun eu. Lăsați numai că sun eu. Ce ți-o sun, mă, dați, explică voi. Vă rog să nu mai mă filmați, că nu... Dar de ce nu acceptați fiola dacă noastră nu ați băut? De ce nu vreți să faceți o vada? Accept să merg la sânge. Ce ați făcut în restaurant? N-am cu ele, lăsați-mă. Dar noi v-am filmat în restaurant când consumați. Doamne, vedeți-vă de treabă cum. Vreți să vedeți mai exact vin dumneavoastră? Shot. Stați când puțin. Erați cu prietenii la masă? Nu am fost numai cu niciun prieten. Păi, dar v-am filmat, avem probele. Cred. De ce spuneți că veneați de la serviciu? De la serviciu veneam numai. Haideți, domnule, păi, cine ai? Eu ați venit de la serviciu și apoi ați fost la restaurant. Dar pe cine sunați? Păi domnul comandant să-l anunț că eu sunt ofițer superior și trebuie ce să... Ce n-aveți voie să fiți testat? Nu puteți fi oprit pentru control? Ce-a făcut lăgăre? L-am prins, păi chiar la linie. Nu prea ce nevoie. Sună de lângă mașină. Sună de lângă mașină. Sună de unde vreau eu la scălă. Bogdane, băi vrei să-ți pe cătușele de mâini? Ce să uite, ne filmează și presa. Hai, ce vorbești? Vezi lumea de treabă, domnule. Hai, dă-mi telefonul. Eu vedeți telefonul mobil. 0249. De ce n-aveți voie să fiți testat? Nu, doamne, merg la sânge, v-am spus că nu mă opun. Merg la sânge, stați liniștit. Stați liniștiți că nu fac... Deci vă rog frumos să mergem la... Da. La... Dar dumneavoastră nu trebuie să prezentați actele? Bine, am prezentat actele, cum să nu? Dar de ce nu acceptați să vi se pună fiola? Nu vrea. 4, 3, 2, accept 1, 5, 6, să merg la sânge, domnule, v-am spus. Dar la fiolă de ce? Dați fiola asta, nu înțelegem. Nu accept nicio fiolă, fiindcă nu mai e, nu e ecologic. Dar tocmai dumneavoastră, care lucrați în domeniu, nu acceptați? Alo? Dar de ce nu acceptați să vi se pună fiola? Accept, doamnă, să merg la sânge, v-am spus 100 de ori. Nu, de ce nu acceptați? Nu accept la fiolă, că nu e igienică. Cum adică nu e igienică? Să vină ofițerii, eu sunt ofițer. O dezvoace în fața dumneavoastră. Cum adică nu e igienică? Domnul Pet, cum a oprit la Bovice și aceea cu presa grămadă pe mine, mi-a blocat strada, mă tot denigrează. Uitați-vă și dumneavoastră, veniți în coacă, de-aia vă sun. Nu știu, uite, televiziunea aceea, sunt toți schipurile că am consumat eu alcool. Uitați, domnule, veniți în coacă, de-aia vă sun. Domnule, eu sunt ofițer. Da, noi v-am filmat în restaurant comandant, când consumați alcool. Sunt 4-5 domni de la presa, ce mă tot filmează, dânsul mă bruschează cu 5-6 oameni, mă privează de libertate. Eu vă dați seama că nu. Eu de-aia v-am anunțat. Păi de ce? Nu e privat de libertate, de ce? Păi de ce? Domnul comandant, chiar nu știu, eu mergeam de plasama acasă, domnule. Merg ce acasă, doamnă, nu, dumneavoastră nu cunoașteți procedura, sunt nechilotez, merg, nu mă opun, deci înțelegeți că eu nu mă opun dar la nimic. Dar nu de ce nu dar nu știu fiola. De ce mă denigrați atât. Dar nu înțelegem de ce dar nu e vorba de fiola. Păi dacă nu ați băut, faceți că vada. Doamne, n-am băut, merg, nu înțelegeți că merg la sânge, lăsați-mă în pace. Acum, de ce ne mințiți? Nu vă mai împlimbați după mine. A, eu nu te uit, băi. Vreau să vă apropiați că e posibil să... A, domnule, că nu fug de zătrea. Vă rog frumos, luați-o încolo, de ce trebuie? Bune, lasă-mă dracu, nu te mai ține după mine, lasă-o în pace. Uite, stau mașina mea și... Haideți, domnule, că făcureți poliția de râs, domne. Așa vă respectați. Eu n-am luat bani, domne, ca dumneata la alții. Stai liniștit că știi ce ai făcut. Dar așa vorbiți cu colegii noastră? Păi, domnule, întrebați-o ce a făcut în sud, domne, că a pretins valori și cu alea. Lăsați-mă care? Pe mine. Care? Aveți vreo dovadă în acest sens? Da. Am dovadă, am sesizat organele competente. Unde? Am sesizat organele competente. Îți documentez eu cu Lăzărescu că te-am prins la branconaj. Da. Dar sunteți în momentul de față, în timpul liber, deci ar trebui să vă supuneți regulilor. Mă supun, doamnă, v-am spus că nu mă opun, lăsați-mă în pace și gata. Vă rog să așteptați să ne spuneți județul ca să vedem ce dispune. Luați-o încolo, vă rog frumos, unde prin mașina acolo. Lasă-mă, dracu, că mă terorizare, nu vă mai țineți pe mine cu televiziune. Nu plec, domnule, nicăieri, nu auziți că nu plec, dar nu mai vă filmați, lăsați-mă în pace. Lăsați-te la 300 de metri de mașină, unde pleci? Să răspundă în fața... Am înțeles, lăsați că facem mâine cercetarea pe alea. Uitați, șotea... Nu se poate face nimic în seara asta?
Dacă dumneavoastră, el vă sună pe dumneavoastră, dumneavoastră nu vreți să-l sunați. Sunați-l să vină în coasă. Nu înțelegi că nu răspunde domnul la telefon, vrei să vorbim de 10 ori, nu vă sună că sunai. Ce țipați la mine? Păi nu vă sună că sunai. Suntem... Auziți? Păi nu sunai, sunai. Am sunat, dar nu mai răspunde, am înțeles. Eu l-am oprit, dați-mi numărul lui dumneavoastră. Șeful are. Dați-mi și mie numărul dumneavoastră. Am sunat, domnule. Am sunat, dar nu răspunde. Uitați. Ne pretăm că suntem oameni serioși, instituție serioasă și uite cum cine poate pune mărând pe el, uite, polițistul este. După ce a băut, este la volan. Elevii, profesorii și părinții elevilor de la o școală din comuna Mureșană, Sânt Paul, se plâng că o profesoară îi admonestează verbal și fizic ori de câte ori are ocazia. Chemați să o liniștească pe femeie, polițiștii au simțit pe pielea lor mânia zeului didactic. Numai că acum ulciorul n-a mai mers la apă. Femeia a dat peste un polițist care, fără multe vorbe, i-a răspuns cu aceeași monedă. Tu de ce vrei să pui mâna cu mine? Nu vreau, doamnă, ce vreau să pună mâna cu mine ta. Tu de cât ori ai pus mâna pe mine? Nu mă trage, fiat. Nu te mă trage, că îți dau palmă de lupte. Tu de ce pui mâna de 100 de ori pe mine? De ce? Despre profesoara de imagini se spune că este extrem de exigentă. Bună seara! Ce faceți? De ce dormiți aici? Voi să rău? Da, ați băut vin? Eu? Bere? Dar ce ați băut? Păi miroase alcool. Mirosiți alcool. Nu mi-aș nimic. Agentul șef Florin Barbu e polițist în comuna Dobromir, numai că pentru el alcoolul și-a făcut efectul când se afla în comuna Lespezi. Acolo a rămas în mijlocul drumului. Unde am fost? Sunt de comandă, am venit până aici ca să revenim. Să vă reveniți? Da. Puteți să mergeți cu mașina? Da, da, haideți, haideți să mergem. Chiar dacă abia se ținea pe picioare, polițistul s-a urcat din nou la volan și a demarat în trombă. A dat nas în nas cu un echipaj al poliției de frontieră ce patrula în zonă. Vreau să te rog. Ați văzut, domnul Barbu, vă rugăm, nu, nu mașină, vă rugăm să mergeți cu noi. Vă rugăm să mergeți cu noi. Mergem la sediu la noi, la poliție. Agentul șef n-a scăpat de ce se temea mai mult, de alcool test. Cât este? 0,81. Cât ați băut? Eu? Da. N-am băut nimic. Dar dormeați în mașină? Vă clătinați acum? Eu se beau. Sunt în serviciu. În luna august, același polițist s-a mai urcat băut la volan. Am mai avut o abatere de genul ăsta. Nu avea dreptul să conducă mașina poliției. Agentul șef se va alege cu dosar penal pentru conducere sub influența alcoolului. Inspectoratul județean de poliție Constanța va decide dacă va mai trece cu vedere a doua abatere a polițistului sau dacă îi va desface contractul de muncă. Spuneți pentru cameră numărul de insignă. Refuzați să vă dați numărul de insignă. Vă mai spun încă o dată. Aș dori să spuneți pentru cameră numărul de insignă. Vă mai spun încă o dată, aș dori să vă spuneți pentru cameră numărul de insignă. Refuzați să vă legitimați, nu vreau să încetez, este dreptul meu să vă aflu numărul de insignă. O să-l aflați după procesul verbal. Nu o să-l aflu după procesul verbal, pentru că nu am primit niciun proces verbal. În momentul de față, nu. În momentul în care ați devenit ofițer de poliție, ați depus jurământ? Da, dar nu sunt... În momentul în care ați devenit ofițer de poliție, nu începeți cu filmat. În momentul în care ați devenit ofițer de poliție, ați depus jurământ? Deci nu răspund la întrebările tale. Nu răspundeți la întrebările la care sunteți obligați să răspundeți. În momentul de față vă aflați sub jurământ? În momentul de față vă aflați sub jurământ? În momentul de față vă aflați sub jurământ? Nu, aș dori să știu și eu ce drept aveți dumneavoastră atâta timp când nu vă spuneți jurământul și nu sunteți un ofițer de poliție. Vă informez că această uniformă a fost prinsă o prostituată la Piața Romană cu o uniformă identică cu a dumneavoastră, performând sex oral unui om bătrân. Probabil cunoașteți cazul.
uniforme exact cu grade și cu astea. Pot fi cumpărate din târg sau chiar din sex shop-uri. Demonstrați-mi că aceasta nu e o uniformă cumpărată din sex shop. Nu, opresc camera. Ok, aș dori să știți, de față cu toată lumea, mi-a dat o amendă, nefiind sub jurământ și nespunând de jurământul. N-ai vrut să primești un serviciu în mașină?